16, și cum este statutar și unde este început. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! Bine ați venit la prima ședință din acest an a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Tuzii, convocată prin dispoziția numărul 13 din 8.1.2018, care are următorul conținut. Se convocă de îndată în ședința extraordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Tuzii pentru ziua de miercuri 9.1.2019, ora 15.30. Ședința va avea loc în sala de ședințe Europa din cadrul primăriei municipiului Câmpia Tuzii. Avem un singur punct pe ordinea de zi, dar avem în față procesul verbal înregistrat sub numărul 815 din 20.12.2018. Sunt discuții pe marginea procesului verbal. Dacă nu, supun la vot procesul verbal cu numărul menționat mai devreme. Voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri, unanimitate. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al municipiului Câmpia Tuzii, deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în sumă de 4.444.016,15 lei și acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 în sumă de 39.551,80 lei pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii și acoperirea golurilor temporare de casă din excedentul anilor precedenți. Paranteză, administrația piețelor. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rojigan. Supun la vot ordinea de zi. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, unanimitate. Intrăm pe ordinea de zi. Primul punct a fost prezentat. Domnule primar, în calitate de inițiator, aveți cuvântul. Știți, în urma de deschidere a exercițiului bugetar 2018 prevede faptul că la finalul anului, dacă secțiunea de funcționare sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta trebuie acoperit integral din excedentul anilor precedenți până la data de 9.1.2019. Astfel că, în situația noastră, secțiunea de dezvoltare aferentă bugetului local a înregistrat un deficit de 4.444.016,15 în urma închiderii conturilor de venituri și de cheltuieli a regularizărilor efectuate, iar secțiunea de dezvoltare a sursei de finanțare E, respectiv administrația piețelor, a înregistrat un deficit în sumă de 39.551,80. Așa cum știți, sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare la ambele surse a fost în principal excedentul anilor precedenți. Și din acest motiv vorbim de deficit al secțiunii de dezvoltare. Care trebuie acoperit definitiv, pentru că asta este destinația excedentului. Până data de nou. Da. Da, așa prevăd normele de închidere. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre, votul pentru, votul împotrivă, abțineri, unanimitate. Vă mulțumesc, declar ședința închisă.